Bună seara, dragi prieteni, sunt Evelina Bevis, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Din Cărțile Lumii. Suntem împreună cu dumneavoastră în această seară, dar nu în direct. Aceasta este o emisiune înregistrată, deoarece avem foarte multe întrebări, cărora nu le-am putut oferi răspunsul în edițiile live pe care le-am avut. Le-am strâns într-un document, după cum bine v-am spus și dățile trecute, și acum vrem să răspundem cât mai mult dintre ele. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le adresați și pentru răbdarea pe care o aveți, și anume aceea de a aștepta răspunsurile întrebărilor dumneavoastră. Suntem online în această seară, ne puteți urmări pe paginile de A7TV, de Facebook și de YouTube, de asemenea pe site-ul nostru a7tv.ro. Și dacă ne aveți în grila dumneavoastră de cablu și pe rețelele de cablu din România. Ne bucurăm pentru că am început să primim mesaje din partea dumneavoastră în care ne-ați spus că ne puteți urmări pe cablu. Vă încurajăm să ne împărtășiți și ceilalți dintre dumneavoastră care reușiți să ne urmăriți în acest mod. Alături de noi în această seară este, ca de fiecare dată, colegul nostru, Cornel Dărvășan. Bună seara, Cornel, ne bucurăm că ești cu noi. Bună seara, Evelina, bună seara, domnilor și domnilor. O să începem prin a răspunde primelor trei întrebări pe care le-am anunțat și mai devreme pe Facebook. Prima dintre acestea este din partea lui Călin Sora. Iisus a avut 12 apostoli. De ce doar atâția? Pentru că nu era nevoie de mai mulți. Sunt foarte multe explicații care se pot da. În general, cifra 12 este una cu însemnătate deosebită în Sfânta Carte. Iacov avea 12 fii care au devenit 12 seminții ale lui Israel, 12 tabere, ori de câte ori ei plecau, fiecare avea seminția lui, era o organizare, era ceva deosebit. Domnul Hristos alege 12 apostoli. Acum nu știu dacă chiar câte un apostol pentru fiecare seminție. Psihologii zic că sunt 12 feluri de caractere în această viață și, ca nu cumva cineva să se simtă nereprezentat, Iisus alege 12 ucenici diferiți, fiecare dintre ei, doar că, cu toate că Iisus a rugat, iată că Iuda nu a împlinit menirea pentru care a fost chemat, ci s-a dovedit a fi trădătorul. Însă, în locul lui Iuda, apare pe firmamentul istoriei apostolul Pavel, și tot 12 apostoli sunt. Hristos sau Hristos? Iisus sau Iisus cu 2 de I? Cum este corect? Nu este o greșeală să pui KH Hristos sau Hristos, de asemenea nici cu 2 I, nici cu un I. Profesorul meu de doctorat, savantul Ivan Evseev din Timișoara, care din păcate a încetat din viață prea devreme, era un semiotician de excepție și făcea parte din comunitatea de ruși lipoveni de rit vechi. Prin toate studiile domniei sale, a transliterat foarte bine Isus. În limba greacă, I-S-O-U-S, cam așa se scrie Isus, și el l-a transliterat cu un singur I. Ideea aceasta că Isus cu un I e măgar și Iisus cu doi e corect, nu stă în picioare din punct de vedere lingvistic. Noi nu avem nimic împotrivă ca cineva să transitereze cu doi I, însă, din punct de vedere lingvistic, după majoritatea experților lingviști, se pare că Iisus cu un I este mai corect decât cu doi I. Însă nu cred că aceasta este cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este că noi uneori suntem indiferenți la cerințele Domnului Iisus Hristos. Că îl numim Hristos, că îl numim KH Hristos. Unii transliterează litera X în psi, în greacă, cu KH, alții cu H. La fel, considerăm că este corect cu H, nu KH. Dar sau nu doar este K fără H. Hristos. Da, dar nu este o problemă atât de gravă lucrul acesta. Domnul Iisus știe că la El ne referim, știe că El este Dumnezeu și nu cred că trebuie să facem
atât de mare problema aceasta. În ungurește se zice Iezuș. Da? Acum, ce facem? Deci, în toate limbile se traduce într-un anumit fel Jesus în spaniol. Da? Important nu este cum se traduce motamo cu fiecare literă, cu fiecare virgulă, ci important este avem noi pe inimă să ascultăm de autoritatea Mântuitorului sau nu. Asta este tot ceea ce contează. Aș vrea să vă întreb ce spune Biblia despre purtatul bijuteriilor. De ce Biserica Adventistă nu permite purtarea acestora? În Sfânta Scriptură se vorbește despre bijuterii, încă de pe paginile Vechiului Testament. Există pasaje cum că Isaac, atunci când a luat-o pe Rebeca, i-a pus o verigă în nas, probabil că era din aur. Bijuteriile erau dovada că aveai o anumită avere, un anumit statut social. Însă observați că atunci când e vorba despre a te prezenta înaintea lui Dumnezeu, în general se renunță la bijuterii. În Geneza capitolul 35, la un moment dat, Iacov vine în fața lui Dumnezeu la stejarul lui Mamre și zice: scoateți Dumnezei străini care se află în mijlocul vostru. Și ei au scos cercei, lănțișoarele și așa mai departe. De ce? De ce aceste obiecte de podoabă pot să fie Dumnezei străini? Pentru că inima se leagă de ele într-un fel anume. Și pot să devină niște simboluri atât de puternice încât pot să ocupe locul lui Dumnezeu în viața noastră. Asta n-am inventat-o noi, ci pur și simplu așa a văzut omenirea dintotdeauna. Îmi aducem aminte, de asemenea, atunci când Rahela a ascuns idolii tatălui său sub samarul cămilei, erau idoli din aur. Adică idolatria și zeitățile erau prezentate în felul acesta, în obiecte foarte scumpe. În Isaia, capitolul 2, se vorbește despre faptul că atunci când va veni Domnul, va pleșuvi creștetul fiicelor Sionului și lunișoarele și cerceii și îmbrățările și toate aceste obiecte artizanale vor pieri, vor fi date la o parte. Acum, în Noul Testament, în 1 Petru capitolul 3, se vorbește despre felul în care se purtau odinioară sfintele femei. Sara, spre exemplu, zicea că cea mai prețioasă podoaba a ei era că îi spunea soțului ei: domnul meu. Adică nu se făcea tevatură de aceste podoabe, ci pur și simplu omul ascuns al inimii căpăta o dimensiune importantă. Din punct de vedere al creștinismului, creștinismul a apărut pe scena istoriei ca fiind o microsocietate marcată de modestie, de smerenie. În primele secole ale erei creștine, femeile creștine nu se împodobeau ca și femeile păgâne. Exista o anumită diferență între creștinismul curat, timpuriu și modest și smerit și tot ceea ce se întâmpla în societatea romană aristocratică a secolului I. Și lucrul acesta era chiar un semn distinctiv, modestia unei femei creștine față de înzorzonarea, să zicem așa, unei femei care nu avea aceste valori. E bine, anii au trecut și lucrurile au căpătat dimensiuni destul de asemănătoare între creștini autentici și lumea înconjurătoare. Sunt foarte mulți creștini care rămân la acest principiu: nu ne împodobim. Alții consideră că omul ascuns al inimii este cel mai important înaintea lui Dumnezeu și nu greșesc prea mult. În 1 Petru 3:3 se spune că podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de scule de aur sau în obiecte scumpe sau haine scumpe. Ce vreau să subliniez este că noi am ajuns uneori atât de închistați în anumite dogme, încât strecurăm țânțarul și înghițim cămila. Adică îți dau un exemplu. Dacă o tânără domniță vine la biserică cu niște cerceluși de 15 lei, 30 de lei, le găsește undeva într-un magazin și este ieftin,
Dacă vine această tânără la biserică cu astfel de podoabe, imediat vor fi, așa zis, creștini binevoitori care o vor corecta și vor zice: băi, da, ți-ai pus cercei, băi, da, uite ce brățară ai, da. Asta spunem că e o brățară primită de la tata, e importantă pentru mine, nu ne interesează, n-ai voie cu așa ceva la biserică. Dar e, în același timp, în mod ciudat, dacă un om vine la biserică cu un costum de 1000 de euro sau de 2000 de euro, toată lumea îl va lăuda și va zice: vai, ce costum frumos, vai, ce bine te-ai asortat și mai departe. Dacă cineva urcă într-o mașină de 30.000 de euro afară la biserică, nimeni nu-i va zice: băi, dar podoaba asta ce-i cu ea? Adică, cred că trebuie să înțelegem lucrurile din punct de vedere al modestiei și al smereniei. Pentru că degeaba eu n-am cercei și brățară dacă epatez în lucruri extrem de sofisticate și de simple și de, și de scumpe și de foarte scumpe în punct de vedere financiar, da? Foarte scumpe, că nu prezint acea inimă deschisă, smerită înaintea lui Dumnezeu. De aceea, recomandarea mea este ca fiecare dintre noi să se uite la sine și să zică: măi, sunt suficient de ok, sunt un om smerit, sunt un om modest. E modestia apanajul meu. Nu înseamnă că trebuie să fim jegoși, trebuie să fim neîngrijiți, dar e modestia apanajul meu, da. Dacă e ok. Dacă totuși nu înțeleg că unde mă duce o mașină de 200.000 de euro, exact acolo mă duce și una de 15.000 sau de 10.000, înseamnă că am o problemă. Da, în același timp însă, nu pot nici să judec pe cel care are o mașină foarte scumpă, care face un business într-un anumit domeniu, unde dacă nu are o astfel de mașină, nu face nimeni contract cu el, pentru că oamenii aceștia care au foarte mulți bani gândesc într-o anumită paradigmă care nu ne este nouă accesibilă. Cred că am mai povestit într-o seară cu un prieten care avea o mașină coreană și care peste câteva săptămâni a trebuit să o vândă, să-și cumpere o mașină germană super așa, și a întrebat: de ce ai făcut chestia asta? Că mergea bine. Zice: băi, mergea mai bine aia decât asta. Dar pentru că nu încheiam contracte, frate. Când se uitau aia pe geam să vadă cu ce mașină am venit, nu mai voiau să încheie contract. Există altă paradigmă, da? De aceea ar trebui să fim obișnuiți să nu arătăm cu degetul spre alții, ci să vedem spre noi ce se poate face. Iar această atitudine pe care am văzut acum recent într-o biserică în care tinerii să nu mai vină cu inele de logodnă la biserică, în biserica noastră nu se poate, ci doar cu inelul de căsătorie, și dacă ai venit cu inel de logonă, ești scos afară, mi se pare un abuz. Pentru că nu suntem noi chemați să ne uităm la toți: mă, ai ceva pe degete? A, ai și inelul de logonă încă la tine? Sau ai și doar cel de căsătorie? A, îmi pare rău, ai și inelul de logonă, îmi pare rău, n-ai ce căuta la noi în biserică. Nu cred că e ok să îndepărtăm tinerii în felul acesta. Să rămâne, ne depărtăm de fond. De fond, exact. Da. Dar rămâne acest principiu al modestiei, al smereniei, care trebuie să ne caracterizeze. Darius Lăcătuș, de unde a venit păcatul în cer, dacă acolo toate lucrurile sunt perfecte și fără de păcat? Dragă Darius, e o întrebare adâncă, foarte grea întrebarea asta. Lucrurile trebuie înțelese așa. Dumnezeu, despre care noi credem că este o pluralitate, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, la începuturile începuturilor avea mai multe posibilități. Prima posibilitate, să nu creeze nimic. A doua posibilitate, să creeze ființe ca niște roboți care la 3 după amiază se cânte slavă, slavă. Și a treia posibilitate, să creeze ființe libere. O dragoste desăvârșită cum este în Dumnezeu nu putea să se rezume doar la a crea niște ființe programate sau a nu crea nimic, pentru că Dumnezeu este fericit în părtășie cu ființele create de El. De aceea Dumnezeu a ales cea de-a treia posibilitate, care era practic singura posibilitate venită din inima plină de dragoste perfectă a lui Dumnezeu. La fel cum o mamă nu dă naștere unui hoț, ci unui copil care alege mai târziu să facă hoț, nici Dumnezeu nu l-a creat pe Satana. Dumnezeu a creat îngerii, ființe perfecte, doar că acești îngeri aveau o liberă voință.
În mintea unuia dintre îngeri, la un moment dat, nu înțelegem cauza, pentru că dacă am înțelege cauza păcatului, păcatul ar fi scuzabil și ar putea fi explicat. În mintea unui înger strălucitor a apărut o idee. De ce să nu mă revolt împotriva lui Dumnezeu? De ce să nu spun nu lui Dumnezeu? Ei, acesta este păcatul originar. Lucifer a devenit satana, împotrivitorul, diabolos, cel care este împotriva lui Dumnezeu, pentru că a putut și pentru că a vrut. La fel cum fiecare dintre noi putem astăzi, fiind înzestrați cu libertatea de alegere, să ne opunem lui Dumnezeu sau să nu ascultăm de părinți, la fel a făcut și Lucifer. Un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, era fără prihană în căile lui, din ziua când a fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el. Aș vrea să mai spun ceva foarte important. Există o lucrare, dacă tot sunt din Cărțile Lumii, scrisă de Ovidiu Papadima, se numește O viziune românească asupra lumii, în care marele folclorist de excepție, Ovidiu Papadima, povestește despre fârtatul și nefârtatul de la început. Dumnezeu vrea să facă un lucru, dar acolo lângă el este și nefârtatul, adică diavolul, care încearcă și el să facă cum poate, cu vicleșug, lumea aceasta. Și se pare că noi românii moștenim o cosmogonie maniheistă. Ce înseamnă maniheist? Înseamnă că unii cred că de la început a existat și binele și răul. Ca nu cumva binele să nu poată fi scos în evidență în comparație cu răul. Se pare că această teorie vine pe linia unui călugăr bulgar numit Ieremia Bogomil. Și bogomilismul a fost o erezie care s-a infiltrat pe aceste meleaguri în urmă cu sute de ani. Și de atunci, în mintea românului, există această idee că de la început a existat și Dumnezeu și Satana. Conform Bibliei, nu stau lucrurile așa. La început, Dumnezeu a făcut totul perfect. Totul era tob sau tov, zice limba ebraică, care înseamnă foarte bun, înseamnă perfect. Și Isaia spune lucrul acesta și Ezechiel spune lucrul acesta când vorbesc despre Lucifer. Și zice Ezechiel, ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Adică în momentul în care el a hotărât să întoarcă spatele lui Dumnezeu pentru totdeauna, acela a fost momentul păcatului originar. Nu a dus nimeni din afară, ci pur și simplu, datorită liberului arbitru cu care a fost înzestrat Lucifer, a putut să se revolte împotriva lui Dumnezeu. De ce a făcut-o? De ce a ales această cale? Nu putem ști. Știm doar că el a vrut să se slăvească pe sine, să fie mai presus de stelele lui Dumnezeu, dorind să fie ca cel prea înalt. Avem, cred că, o premieră în această seară. Avem o întrebare de la Caleb, care are 7 ani. Nu știu dacă ne-a mai pus un copil vreo întrebare până acum. El ne întreabă care este diferența între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragă Caleb, îți mulțumim că te uiți și tu la emisiunea noastră și îți mulțumim că părinții te-au lăsat să ne pui această întrebare. Cuvântul Dumnezeu în limba română vine din două cuvinte latine, Domine Deus, care înseamnă cel care este mai presus de toți zeii. Când spunem Dumnezeu, noi spunem divinitatea care se află mai presus de toți zeii existenți în lumea aceasta. Dumnezeu ni s-a descoperit într-o pluralitate. Deși este un singur Dumnezeu, este o pluralitate. Să spun în câteva gânduri. Pentru că Dumnezeu este dragoste perfectă și pentru că Dumnezeu este dragoste perfectă de la început, nu poate să existe dragoste perfectă de unul singur. Trebuia neapărat să fie existat canalul de transmitere al dragostei, respectiv Duhul Sfânt, și obiectul suprem al dragostei, respectiv Fiul lui Dumnezeu. Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei personalități ale Dumnezeirii care fac Dumnezeirea, care au roluri diferite. Tatăl, în general, este originatorul dragostei, Fiul este obiectul dragostei, Duhul este canalul de transmitere al dragostei lui Dumnezeu. E adevărat, Caleb, că noi nu putem înțelege foarte, foarte exact cum stau lucrurile în ființa Dumnezeirii, între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, ci putem vedea doar ce ni s-a descoperit pe paginile Bibliei.
Și pe paginile Bibliei ni se spune că Tatăl este Dumnezeu, ni se spune că Fiul este Dumnezeu și că Duhul Sfânt are atributele lui Dumnezeu și este Dumnezeu. Între Duhul Sfânt și Dumnezeu uneori se poate folosi interschimbabilitatea, adică uneori zice, tu n-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt, tu n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Duhul Sfânt și Dumnezeu au același rol. Așadar, fiecare dintre persoanele dumnezeirii are un rol bine delimitat. În general, în Vechiul Testament acționează destul de mult Dumnezeu Tatăl, în Noul Testament acționează Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus Hristos, și în perioada noastră, de după înălțarea Fiului, acționează foarte mult Duhul Sfânt. Dar în fiecare era a timpului acționa și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Și când era Vechiul Testament, Fiul lui Dumnezeu neîntrupat exista, în expresia Îngerul Domnului, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, ca un agent activ al lucrării creației. Și când era Iisus pe pământ, Tatăl care locuia în el îi spunea ce să facă, Duhul Sfânt care s-a pogorât peste el în chip de porumbel la botez îl conducea. Și chiar și după înălțarea Domnului Iisus Hristos, noi astăzi știm că Duhul Sfânt purcede și de la Tatăl și de la Fiul. El pleacă de la Tatăl și de la Fiul și este între noi. Și cred că Duhul Sfânt este acela care te ajută și pe tine să vezi această emisiune. Dacă prin botez omul este îmbrăcat cu Hristos, de ce este greșit să botezi copiii de mici și astfel să-i predai lui Dumnezeu? Mai exact, botezul copiilor mici reprezintă un lucru rău? E bună întrebarea aceasta. Vedeți, mea oastră, dragi prieteni, multe din lumea aceasta nu sunt lucruri rele. Multe. Evelina, îți dau o ilustrație. Tu ai în costoră, da? Da. Și ții minte vremurile când erați voi mici. Foarte bine. Foarte bine, da? Să zicem că mama și tatăl tău pleacă la servici și vă spun vouă, fetelor, uitați care e treaba. Pe când venim noi, să fie curățenie în cameră. Și voi? Atât? Atât. O, ce ușor. Asta este. Doar că, după câteva ore, când vine tata și mama de la servici, o mizerie, toată casa. Și tata vă întreabă, măi, dar voi n-ați făcut curățenie? Tati, hai să vezi ce am făcut, am vopsit un gard. Aici, în curte, e un gard și l-am vopsit. E rău că ai vopsit gardul? Nu e rău. Nu e rău. Dar ce e rău? Că leopardul, sau cum se zice în casă, pare că se vopsi gardul și înăuntru leopardul. Ai fost tare de tot, da. Înăuntru leopardul, iar afară vopsi gardul, nu? De ce nu e bine? Pentru că n-ai făcut ce a zis tata. Asta este problema. Pe mine, ca tată, mă interesează că atunci când le spun copiilor, uite, asta îmi doresc să faceți, ei să nu facă alte lucruri care poate că nu sunt rele în sine, ci să mă asculte exact în ceea ce îi rog să facă. Noi nu suntem aici să spunem cât de rău este botezul copiilor, ci noi suntem aici să spunem și să atragem atenția tuturor dragilor români care se uită la noi prin intermediul acestei emisiuni, că Dumnezeu a spus altfel, și anume ce a spus Dumnezeu. În Marcul la capitolul 16, versetul 15 și 16 spune așa: mergeți în toată lumea și faci ducenici din toate neamurile. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Domnul Hristos a lăsat în Sfânta Scriptură, negru pe alb, porunca expresă ca botezul să vină în urma predicării Evangheliei și în urma credinței. Un bebeluș nu poate să audă Evanghelia sau dacă aude, nu înțelege, și nu poate nici să-ți manifeste credința. Ceea ce se va întâmpla cu toți cei care fac altfel nu este problema noastră, este problema lui Dumnezeu. Dar noi vrem să ascultăm de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis așa, înseamnă că așa trebuie făcut. Și vreau să spun ceva. Până în secolul V de la noastră, oamenii au avut un foarte simplu răspuns la întrebarea ce se întâmplă cu copiii care mor înainte să fie botezați. Și răspunsul este: Dumnezeu decide pentru fiecare copil ce se întâmplă.
Și atâta vreme cât nu este conștiență de sine, Dumnezeu are această responsabilitate cu privire la fiecare copil care a murit nebotezat. După ce a apărut Augustin, după ce s-a dezvoltat această întrebare și a păcatului originar, că ce se întâmplă, oamenii au început să boteze și copiii mici. Atenție! Ideea că în Sfânta Scriptură, în expresiile, am botezat și casa lui Stefana, sau în Fapte 16, când se spune că Pavel a botezat pe temnicerul din Filipii cu toată casa lui, și se subliniază către unii teologi, în mod special răsăriteni, că aici, în aceste case, ar fi fost și copiii mici. Noi nu putem să înțelegem din aceste texte cum că botezul trebuie făcut în infantilitatea inconștientă. Ci pur și simplu avem încredere în Dumnezeu care a spus cine crede și se botează va fi mântuit. Ce se va întâmpla cu un copil care a murit și care n-a fost botezat este problema lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Eu cred că Dumnezeu nu va pierde copii nevinovați doar pentru că, atenție, și sunt un pic rău acum, doar că pentru că părinții n-au avut bani ca să facă o sărbare de botez. Pentru că și asta costă la ora actuală. Și din perspectiva mea, n-ar trebui să existe absolut nimic legat de mântuire care să coste bani. Și noi trebuie să venim înaintea Domnului cu ceea ce suntem în inimă, fără să pretindem bani de la unii oameni. Închidem paranteza. În acest context, noi nu vorbim despre rău și bine, ci vorbim despre ceea ce stă scris și ceea ce nu stă scris. Și în Sfânta Carte este recunoscut faptul că primii creștini s-au botezat la maturitate, este recunoscut faptul că primele biserici și primele adunări creștine aveau baptisterii, adică aveau bazine de botez în care oamenii se botezau. Este recunoscut faptul că abia din secolul V apare botezul copiilor și toată această tradiție legată de pedobaptism nu își bazează practica pe Sfânta Scriptură. Inclusiv Iisus s-a botezat la maturitate. Exact, inclusiv Iisus s-a botezat la maturitate, iar cine spune că circumciziunea este acum botezul, nu știe ce spune, pentru că n-a lăsat Dumnezeu în felul acesta. O întrebare de la Gabriel Chirț. Explicați dacă Iisus a murit pentru a salva pe toată lumea sau doar pe cei care cred în El și de ce ne amenință cu mânia? Drag Gabriel, e o întrebare foarte adâncă. Este adevărat, Iisus a murit pentru ca toți oamenii să vină la pocăință, niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Doar că moartea ispășitoare a lui Iisus nu va fi pusă decât în dreptul acelora care își doresc lucrul acesta. Adică posibilitatea este a tuturor, toți au câștigat la loterie, cum ar veni, doar aceia care se duc și își depun actele pot să emigreze în America. Cam asta este ideea. Poți să fii câștigat. Dacă tu nu te duci să scrii actele tale și nu accepți green card-ul și toate alea, nu vei fi cetățean american. Adică, printr-o singură hotărâre de iertare, Dumnezeu ne-a iertat pe toți, doar că cei care doresc să primească această mântuire vor fi împreună cu Iisus. Cei care nu vor dori să fie împreună cu Iisus, nu-i va mântui Dumnezeu cu deasila. Aici este toată problema. Dumnezeu nu ne bagă cu sila, cu forța, într-o microsocietate unde nu se minte, nu se fură, nu se uită după nevasta altuia și așa mai departe. Apropo de lucrul acesta, când eram mică, credeam că toți oamenii își doresc cerul, își doresc binele și am fost așa foarte, uimită când am mai crescut și am aflat ideea aceasta că, de fapt, mulți care nu vor fi acolo nu s-ar fi simțit bine să fie așa acolo, este. Pentru că nu... Știi că există o poveste românească, povestea lui Stan Pățitu? Și povestea lui Ivan Turbinca. Hai să zicem de Ivan Turbinca. Se duce Ivan Turbinca la rai și întreabă, tabacioc este noi, vodka este noi, femei sunt noi. Ce-ți caute aici, domnule, la rai? Da. S-a dus la iad. Și
tutun este, este, femei, cât te dorești, rachiu, cât poftești, nu, aici e de mine. Adică nu oricine va ajunge mântuit. Dacă nu va dori, nu va ajunge. Da. Problema este că Dumnezeu nu ne amenință cu mânia. Problema este doar că Dumnezeu spune acest sistem de lucruri, această degringoladă a păcatului va avea un sfârșit. Aici e toată problema. Păcatul și păcătoșii până la urmă nu vor mai exista. Tu alege binele. Alege să fii de partea binelui. Alege viața ca să trăiești. Dacă tu vrei altceva, e opțiunea ta. Doar că drumul ăla trece pe la judecată. Ai tot. Și Dumnezeu este onest. Ne-a descoperit exact cum trebuie să facem lucrurile. Copot George ne-a scris, dacă știți, vă rog să explicați câți ani are în realitate Vechiul Testament, adică de la Adam până la nașterea lui Isus, și cât credeți că a trecut de la creațiune până când au păcătuit Adam și Eva? Prima întrebare. De la creațiune până la nașterea lui Isus, sunt în jur de 4.000 de ani. În jur. Pentru că nu putem stabili cu exactitate, din cauza faptului că anumite genealogii nu sunt exact în anii respectivi. Uneori lipsește câte o generație, dar în jur de 4.000 de ani. Cât a trecut de la căderea omului în păcat, adică de la creație până la căderea omului în păcat, iar nu putem ști, dar presupun că n-a trecut foarte mult timp. Și presupun de asemenea că timpul se măsoară din momentul căderii în păcat, că până atunci exista timp, dar nu era contabilizat așa cum era contabilizat după căderea în păcat, unde practic e clepsidra, s-a întors clepsidra și picăturile de har, încet, încet, îmbătrânirea, da, a început să apară în lume. Așadar, nu foarte mult timp a trecut de la creație la căderea în păcat și de la căderea în păcat până la Domnul Iisus în jur de 4.000 de ani. Și asta este percepția mea. Ce fac dacă soția mea a divorțat de mine și nu mă lasă să văd copiii? Eu nu vreau să mă duc la lege cu ea. Ce pot face? Mă numesc Bondaș Nicolae din Oradea. Dragă Nicule, pare rău că treci prin situația asta. Fiecare dintre părinți trebuie să-și vadă copiii, chiar dacă părinții nu mai sunt împreună. Cine nu lasă pe celălalt partener să-și vadă copiii, face o mare greșeală. Poți să faci în felul următor. Gândește-te cine are acces la inima soției tale, poate un slujitor lui Dumnezeu, un pastor, un om, care să vorbească cu ea și să-i spună, uite, ce faci tu nu este bine, lasă tata să-și vadă copiii. Și doi, dacă lucrul acesta nu se întâmplă, de dragul copiilor tăi, trebuie să-ți cauți dreptatea în instanță, pentru că sănătatea emoțională a copiilor tăi este mai importantă decât încăpățânarea soției tale de a nu te lăsa să-ți vezi copiii. Tu trebuie să faci lucrul acesta pentru copiii tăi, să le explici că îi iubești și că ești tată pentru ei. Unii confundă relația cu partenerul de viață cu relația cu copiii. Și dacă copiii au ales să meargă cu mama, tatăl vrea să-i pedepsească într-un fel să nu-i mai vadă. O mare greșeală. Sau invers. Dacă copiii aleg să meargă cu tata, mama alege să-i pedepsească într-un fel să nu-i mai vadă. Nu este ok. Oamenii ăștia sunt nemintoși. Trebuie oferit fiecărui părinte dreptul de a-și vedea copiii, indiferent ce a fost între ei ca părinți. Cine a fost Lilith? Lilith se zice că a fost un personaj din Kabbalah, din mitologia ebraică. Sunt tot felul de tradiții care spun că Lilith ar fi fost prima ființă creată de Dumnezeu de gen feminin, dar care a vrut să se revolte împotriva lui Adam și care a vrut să fie ea mai mare decât Adam și a fost omorâtă de Dumnezeu. De aceea se zice că sunt două creații,
una a lui Lilith din Geneza 2, și apoi când un Domnul Dumnezeu scoate din coasta lui Adam pe Eva, ar fi o a doua creație a femeii. Lucrul acesta nu stă în picioare din punct de vedere teologic și biblic. Sunt tot felul de tradiții care pot fi interesante, dar care nu au legătură cu realitatea căderii în păcat și realitatea existenței unei singure femei de la început în viața lui Adam, adică Eva. Cea biblică, da. Ce părere aveți despre subiectul călătoriile în sabat cu mașina? Cristi. Am următorul gând. Dacă tu în ziua sabatului faci o lucrare pentru Dumnezeu, este foarte bine să nu te gândești neapărat cu ce te duci să faci această lucrare. Poți să iei și mașina, poți să iei și tramvaiul, poți să iei și autobuzul. Dacă vrei să mergi să te plimbi, nu este bine să te duci în nicio circumstanță, în sensul că dacă mergi să te plimbi pentru satisfacerea unor nevoi vremelnice ale tale sau unor hobby-uri ale tale, ziua sabatului este non-business. Este o zi în care nu te gândești la business-ul tău, la interesul tău, ci te gândești la interesul lui Dumnezeu, care poate să fie uneori vizita un bolnav, poate să fie uneori merge la închisoare, să vizitezi pe cineva, poate să fie uneori aduce mâncare unui sărac și nu poți să duci care mâncare dacă nu ai mașină uneori. Aveam și noi în copilăria noastră, în comuna Macea, județul Arad, niște frați care veneau de la o anumită distanță, pe jos, plecau la 5 dimineața ca să nu folosească mașina și ajungeau la biserică pe la ora 8, făceau 3 ore pe drum. Și cum ajungeau la biserică și dădeau de căldură, băgau un somn până la 12, dar ei n-au mers cu mașină. Ce rost are să faci eforturi de genul ăsta și să nu rămâi cu nimic, când poți să te urci în mașină, să te duci, să asculți un mesaj, să pleci mai departe. E adevărat că în înțelegerea poporului evreu de a păstra ziua sabatului, acolo unde există posibilitatea să fie sinagoga în cartier, acolo unde nu este neapărat nevoie, de ce să te duci cu mașină? Mai bine te odihnești, te duci pe jos 5 minute, ajungi la sinagogă, te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu, faci lucrurile care trebuie în ziua sabatului și nu este nicio problemă. Dar noi astăzi nu avem sinagogă la colțul străzii și trebuie să ne ducem la biserică uneori. Și ai un bătrân pe care nu poți să-l trimiți pe jos. Ce faci cu el? Lași acasă? Nu, îl urci în mașină și îl duci la biserică. Adică trebuie să fim echilibrați și să ne aducem aminte de ceea ce spune Domnul Iisus în, în Marcu la capitolul 2, versetul 27 și 28, când zice sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Câți ani a stat Iosif în temniță, Costi Catrinoi? Mai vorbit despre lucrul acesta într-o ocazie. Din perspectiva mea a stat aproape 12 ani, de pe la 18, 17, 18 până la 30 de ani. Dacă folosesc aplicația Biblia de pe telefon, este greșit? Întrebare de la Daniel Constantin. Este chiar indicat, Daniel. Pe lângă alte aplicații, și eu folosesc aplicația Biblia. Îmi este foarte ușor să caut un text. Ia uitați, am chiar aplicația Biblia română. O găsesc binevenită, mai ales că în timp ce alții stau și se joacă cărți pe telefon, eu dacă stau într-un metrou, pot să mă uit și să citesc din Sfânta Carte fără să consideră nimeni că sunt fanatic sau... Sunt funcții foarte utile de căutare, de... Așa este și nu numai atât. Mi se pare extraordinar să poți să ai Sfânta Scriptură pe telefon. Așa este. Puteți să-mi explicați din 2 Împărați, capitolul 2, versetele 23, 24, 25, la ce se referă Elisei, Dorin Gavril? A doua Împărați. Capitolul 2. Ia să vedem. Capitolul 2, versetul? De la 23 până la 25. Wow!
De acolo s-a suit la Betel și pe când ieșea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și au bătut joc de el. Ei îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Textul acesta a dat multe bătăi de cap tuturor celor care încearcă să-L apere pe Dumnezeu și să spună că Dumnezeu nu este un Dumnezeu răzbunător. Și unii zic, domnule, nu Dumnezeu s-a întâmplat aici, e vorba despre un autor biblic care a pus în seama lui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu a făcut asta. Dragilor, lucrurile sunt complexe. În primul rând, vreau să spun că noi nu înțelegem contextul în care s-a întâmplat acest eveniment tragic. Vă dau un exemplu. Poporul lui Dumnezeu era ocrotit de Dumnezeu în pustie. Și la un moment dat, poporul acesta a început să cârtească. Ne-ai dus aici, n-aveam noi morminte în Egipt, ni s-a scârbit inima și de mâncarea asta proastă, mâncare făcută în laboratoarele cerului, da? Mana, făcută de îngeri. Mai bine muream. Cine vrea să merge înapoi în Egipt? Hai să găsim o căpetenie să ne întoarcem în Egipt. Și Dumnezeu a zis, da? Nu vreți să fiți cu mine? Nu vreți să vă călăuzesc așa cum am făcut-o până acum? Adică cine din oamenii din lumea asta a mai văzut apele stând ca niște ziduri, stânga și dreapta, și voi să treceți prin mijloc? Nu vreți? Nicio problemă, uite care treaba. Eu îmi ridic mâna mea ocrotitoare deasupra voastră să vezi ce se întâmplă. Și în momentul în care Dumnezeu a ridicat mâna ocrotitoare deasupra lor, în zonă erau niște șerpi veninoși care au început să se muște pe capete, să moară pe capete de venin. Pentru că tu atunci când îți bagi joc de Dumnezeu, înseamnă că n-ai nevoie de Dumnezeu. Și când n-ai nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu zice, bine mă, te las singur, uite să vezi ce se întâmplă. Ne întoarcem la cazul lui Elisei. Prorocul Domnului era în locul lui Ilie. Unii îl disprețuiau. Ce mă vrea și chelul ăsta? Copiii nu sunt decât niște maimuțici mici care imită vorbele părinților din casă. Adică ideea asta, suie-te chelule, suie-te pleșuvule, nouă ni se pare un fel de stand-up comedy. Hai, domnule, că l-a făcut chel, las, domnule, nu trebuie să se supere. Aici nu e vorba de supărare și nu e vorba nici de orgoliu. Aici este vorba despre dorința unui popor de a-și bate joc de omul lui Dumnezeu, de a nu ține cont de Dumnezeu și de a dori să se retragă de sub puterea lui Dumnezeu. Păi omul ăsta a făcut niște minuni acolo. Omul ăsta a primit de la Ilie puterea și Duhul lui Ilie a trecut peste Elisei. Vin niște țânci și încep și-și bat joc. Și Dumnezeu a zis, bine mă, dacă voi nu vreți să fiu de partea voastră, uite să vedeți ce se întâmplă când eu nu mai sunt în peisaj. Și-au apărut doi urși din pădure. 42 din acești copii, zice Biblia. Înseamnă că erau mai mulți copii. Acest episod nu ne spune decât faptul că plata păcatului este moartea. Și uneori drama este atât de mare, tocmai pentru că omul, în loc să alerge la cel care poate să-l ocrotească, își bate joc de cel care poate să-l ocrotească. De cele mai multe ori Dumnezeu nu acționează așa. Mi-a adus aminte de un ateu, Ingersoll se nume, care a venit într-o zi la catedră cu o cretă în mână și a zis copiilor, îi dau lui Dumnezeu 5 minute să mă trăznească. Wow. S-a uitat la ceas, trecut 5 minute și nu l-a trăznit nimeni. Și a început să râdă, ați văzut? Și unul dintre copiii din ultima bancă a zis, sărmanul Ingersoll, a crezut că poate să termine răbdarea lui Dumnezeu în 5 minute.
frumos. Uneori Dumnezeu nu acționează în felul ăsta, dar la un moment dat în istorie sunt momente cheie în care Dumnezeu a ridicat mâna sa acrotitoare și oamenii au suportat consecințele, teribile consecințe. Să-ți moară copilul în felul ăsta, teribil. De aceea eu nu m-aș grăbi să spun e vorba de autorul Bibliei care a greșit aici, că nu Dumnezeu face așa ceva, că nu m-aș grăbi să spun. E adevărat, nu am toate detaliile contextului istoric în care s-au întâmplat aceste lucruri, doar v-am spus câteva dintre ele. E adevărat faptul că a nu dori să fii sub ocrotirea lui Dumnezeu este un dezastru, ceea ce s-a și întâmplat. Și niciodată să nu îi îndeșert numele Domnului și pe oamenii lui Dumnezeu, să îi tratezi ca și când ar fi niște nimica. Mă duc aminte de David, care cu câtă migală vorbea și se raporta la Saul, care era unsul Domnului. Și ce exemplu era Saul? Îl fugărea prin crăpăturile pământului. A avut David de două ori ocazia să-l omoare. Și a zis să nu pună mâna pe unsul Domnului. Iar ăla care a zis că el a omorât pe Saul, a murit înaintea lui imediat, pentru că David i-a spus, vorbele tale să cadă asupra capului tău. De ce? Pentru că era un om deosebit, uns de Dumnezeu, Saul, și Dumnezeu este cel care poate să-l judece. Așa este. Adventiștii consumă carne de porc? Românașul s-a semnat. Dragi prieteni, adventiștii nu consumă nici carne de porc și nici alte cărnuri despre care Biblia spune că nu ar fi pentru a fi mâncate, nu ar fi făcute pentru a fi mâncate. În Leviticul capitolul 11 și în Deuteronomul capitolul 14 sunt liste ale alimentelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie mâncate și altele ca să fie de nemâncat, să fie necurate pentru organism. Printre aceste alimente, printre aceste cărnuri sau animale care nu pot fi mâncate, este și porcul. În schimb, alimentele curate sunt trecute acolo. Am însă o perspectivă personală. Dacă vreți să fiți din ce în ce mai sănătoși în aceste zile, sfatul meu este să renunțați din ce în ce mai mult la carne și să vă bazați hrana pe produse de origine vegetală. Claudiu Pițigoi ne-a scris următoarele. Am o întrebare. De multe ori am auzit în emisiune că acel chip ridicat de Nebucadnețar din Câmpia Dura era înalt de 66 de coți și lat de 6. Dar am tot căutat în diferite versiuni ale Bibliei și în engleză și germană și toate spun că era de 60 de coți înălțime și 6 lățime. Puteți să-mi spuneți, vă rog, fratele Cornel, unde ați găsit de 66 de coți înălțime și 6 lățime? Nu întreb acest lucru din dorința de ceartă, ci întreb ca să știu dacă într-adevăr era de 66 cu 6 sau dacă traducerea este greșită acolo unde scrie că era de 60 cu 6. Întreb acest lucru. Cred că am greșit eu. Uh-huh. 60 de coți și 6 lățime. Am rămas cu ideea asta că 66 de coți și 6 uh-huh. coți lățime, uh-huh. dar de fapt traducerile spun că 60 de coți înălțime și 6 coți lățime. Deci e 6-6. Uh-huh. Tot în criteriul acesta sexagesimal s-a calculat uh-huh. înălțimea chipului. Dar recunosc că nu am citit foarte clar și nu a găsit 66 de coți, ci e vorba de 60 de coți. Dar mulțumesc pentru că sunteți atenți și că mă corectați, nu e nicio problemă. Mai avem încă o întrebare tot din Daniel, de la Uneci Roxana de data aceasta. Dacă capitolul 11 din Daniel se referă cumva la papalitate? Dragă Roxana, capitolul 11 în Daniel este unul dintre cele mai dificile de interpretat. Așa spun unii dintre exegeții profeției, că s-ar putea să se refere la papalitate, alții zic că se referă la alte puteri. E foarte important ca în aceste zile să ne preocupăm în mod serios de citirea cărților Daniel, Apocalipsa, să vedem alte interpretări. Sunt
tot felul de înțelegeri cu privire la istoria care s-a întâmplat și pe care îngerul a văzut-o în profeție. Și după ce se întâmplă anumite evenimente, să ne uităm în urmă și să zicem, da, aceasta a fost profetizat. Dar înainte, de multe ori, facem speculații și nu suntem pe o poziție bună. Cum au luat naștere dinozaurii, Vasile Dumitru? Dragă Vasile, cred că mulți dintre ei au fost creația lui Dumnezeu, dar după căderea în păcat, lucrurile au luat-o într-o altă direcție, animalele s-au sălbăticit. De aceea, la un moment dat, Dumnezeu a trebuit să aducă potopul ca să mai limiteze răul pe pământ. Dacă Dumnezeu n-ar fi adus potopul, probabil că viața ar fi fost amenințată pe pământ. Și cred că mulți au pierit în acest cataclism teribil. Cam aceasta este, în scurt, ideea pe care o am. Adam și Eva, după ce au păcătuit, au intrat în iad sau în rai după moartea lor? Ne întreabă Darius. Darius, Adam și Eva au ieșit din grădina Edenului mântuiți și nu pierduți. În Geneza capitolul 3, versetul 20, se spune că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui, versetul 20-21, haine din piele și a îmbrăcat cu ele. Probabil că a fost prima jertfă adusă, niște mielușei acolo. Dumnezeu a confecționat haine din piele, i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva cu ele. Și deși omul a fost alungat din grădina Edenului, Adam și Eva au ieșit mântuiți din grădina Edenului și nu pierduți. Doar că, conform Bibliei, noi credem că odată cu moartea, omul se odihnește până când vine Domnul Hristos ca să dea răsplata. Adică noi nu credem că cineva e acum în iad sau în rai, bucurându-se după moarte, ci credem că răsplata aceea va veni în ziua aceea, așa cum spune Apostolul Pavel, în a doua Timotei, capitolul 4, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, m-am luptat lupta cea bună, de acum mă așteaptă coroana neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Deci când vine Domnul Hristos, abia atunci primim răsplata după binele sau răul pe care vom fi făcut pe când trăia în trup. Vă rog să-mi spuneți care este păcatul de neiertat împotriva Duhului Sfânt. În Sfânta Scriptură se vorbește despre faptul că Domnul Hristos făcea minuni cu ajutorul Duhului Sfânt, iar oamenii ziceau, face minuni cu ajutorul Domnului Dracilor. Și Domnul Iisus zice, aveți grijă că păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Atunci când pui în dreptul Duhului Sfânt că e vorba despre Satana, e un păcat împotriva Duhului Sfânt. În același timp, în afară de păcatul acesta, poate să constituie păcatul împotriva Duhului Sfânt orice păcat nemărturisit, nepărăsit, cultivat, care face până la urmă ca legătura ta cu cerul, respectiv prin Duhul Sfânt, să se întrerupă. Iuda a păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Iuda a cultivat păcatul fățărniciei, al mândriei, al iubirii de bani în inima lui, până când acesta l-a dus la ruină și până când acesta l-a despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. A venit Satan la Iuda și a spus, ești așa de păcătos încât tu nu mai poți să fii iertat. Iuda a ascultat această șoaptă, s-a spânzurat. Deci, dragi prieteni, atunci când se taie legătura cu cerul, care este prin Duhul Sfânt, acesta va fi păcatul împotriva Duhului Sfânt. Doar că noi oamenii nu suntem niciodată chemați să spunem despre unul sau despre altul, ăsta a păcătuit împotriva Duhului Sfânt sau ăsta n-a păcătuit încă împotriva Duhului Sfânt. Noi trebuie să veghem asupra căii noastre și să ne întrebăm dacă avem vreun păcat pe care îl facem în viața noastră, să îl îndepărtăm din viața noastră și să nu batjocorim niciodată pe Duhul Sfânt. La un moment dat zice Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni capitolul 5, nu disprețuiți prorociile, nu stingeți Duhul, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Se poate să ai profeții, vedenii care se adevăresc fără să fii botezat în apă? Avem întrebarea aceasta de la Karin Wefers.
Dumnezeu nu este limitat la botez, dragă Carin. Dumnezeu l-a chemat într-o vedenie pe Samuel când cuvântul Domnului nu i se descoperise, era copil. Și Dumnezeu l-a chemat și a zis: Samuele, Samuele. Și el a zis: iată-mă că m-ai chemat, s-a dus la Eli. A crezut că preotul Eli îl cheamă. Deci, la fel cum Samuel nu era încă în deplinătatea cunoștințelor dintre bine și rău și Dumnezeu l-a chemat din fragedă pruncie, la fel poate să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Atunci când am aflat despre adevărul botezului, este bine să nu tărăgănăm, ci să ne consacrăm viața lui Dumnezeu prin botez, pentru ca să fim în împărăția lui Dumnezeu în siguranță. Mă numesc Angela. De ce sunt atâtea religii și nu este doar una? Pentru că avem libertate de alegere, Angela. Pentru că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina și fiecare dintre ei și-au făcut sisteme care să le aprobe într-un fel nelegiuirea și păcatul. Și sarcina noastră este ca să vedem ceea ce spune Dumnezeu despre fiecare din aceste sisteme. În sensul că în sistemul religios pe care îl frecventez se încalcă Sfânta Scriptură sau se respectă Sfânta Scriptură? Se dorește o ascultare de Sfânta Scriptură sau se dorește o ascultare de autoritatea oamenilor? E foarte important să spui întrebările acestea. Și eu cred că dacă cineva este sincer, Dumnezeu îi va arăta exact locul unde să meargă pentru ca să fie aproape de Dumnezeu. În Ioan 7:17 spune: dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Aici este cheia. Trebuie să vrem cu adevărat să cunoaștem care este cea mai apropiată biserică de adevărul Bibliei. Trebuie să vrem să ne preocupe cu toată inima. Ieremia, capitolul 29, versetul 13 spune: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Adică, întrebări din astea avem cu toții. Dom'le, care... Da, dar întrebarea este: mă preocupă pe mine cu toată inima mea ideea de a aparține unui grup care să mă întărească în credință, care să mă sprijine, care să mă ajute să înțeleg Sfânta Carte? Aici este problema. Și tot o întrebare din această zonă: ce părere aveți despre religia mondială, de la Gabor Marco? Nu știu la ce vă referiți, domnule Gabor, religia mondială. Se fac tot felul de pregătiri pentru o nouă ordine mondială. Noi nu suntem de acord cu nimic din ceea ce privește autoritatea umană împotriva autorității lui Dumnezeu. Adică se dorește a se institui o nouă ordine mondială prin care oamenii să își impună punctul lor de vedere în dauna cuvântului lui Dumnezeu. În ceea ce privește această raportare între om și Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că Apostolul Petru avea dreptate atunci când unii oameni le-au cerut să nu mai vorbească în numele lui Iisus. Și el i-a zis așa în Fapte, capitolul 5, versetul 29: trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Așa că orice religie, orice ordine care dorește să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu, nu este binevenită în viața noastră. Ce înseamnă ieșit din minți pentru Dumnezeu, conform textului din 2 Corinteni 5:13? Întrebare de la Manuel Stan. Ia să vedem. 2 Corinteni 5:13. Să știm versetul 11. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul pe oameni, căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Probabil că în demersurile apostolului Pavel, unii îl mai acuzau
spre exemplu, un mare dregător roman numit Festus îi zice: Pavele, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. La care Pavel zice: nu sunt nebun, prealesule Festus. Și dacă într-adevăr cineva zice: bă, v-ați ieșit din minți. Noi ne-am ieșit din minți doar pentru Dumnezeu. În sensul că dacă vi se pare Evanghelia noastră chiar atât de nebunească, e incredibilă, da, să știți, e nebunească, dar e pentru Dumnezeu. Noi ne-am lăsat să fim în această direcție tocmai pentru că iubim pe Dumnezeu. Și astăzi sunt unii oameni acuzați că au luat o razna, mm-hmm. și poate că sunt și unii care se uită la noi și zic: băi, ce spui ăștia pe aici? Au luat o razna ăștia. Dacă într-adevăr am luat o razna, să știți că doar pentru Dumnezeu am luat o razna, în sensul că ne dorim foarte mult să vă spunem cum înțelegem noi aceste valori, aceste lucruri eterne. Cred că tot Pavel spune, dacă mi-aduc bine aminte, că pentru cei care cred este o nebunie, nebunia crucii, și pentru cei care așa cred este puterea lui Dumnezeu. Corect, deci, corect. Depinde foarte bine, paradigma foarte bună în care suntem. Mă numesc Claudiu, vă urmăresc din Saragoza. Vă rog să-mi explicați problema dumnezeirii. Eu înțeleg așa: Dumnezeu este singurul căruia trebuie să ne închinăm, cum spune porunca, și este atotputernic. Fiul Iisus a murit pentru păcatele noastre și mijlocește pentru noi, dar puterea îi va fi dată. Acum este doar mijlocitor, a participat la creațiune și chiar dacă este din veșnicii, fiul înseamnă a fi după, ne scrie în paranteză. Geneza 2:2 se referă la Dumnezeu în Duh și unde este Fiul sau Dumnezeu. Zaharia 6:13, ultima parte. În ceruri va domni Tatăl, vor domni Tatăl și Fiul în armonie. Dragă prietene din Zaragoza, câteva lucruri esențiale pe care vreau să le subliniem. Din punct de vedere al logicii umane, dumnezeirea nu poate fi înțeleasă 100%. În limbajul nostru, Fiul lui Dumnezeu înseamnă că a apărut după ce a apărut Dumnezeu. Fiul e al doilea, cum ar veni. Doar că nu asta vreau să spună expresia Fiului Dumnezeu. Când iudeii auzeau că Iisus se prezinte pe sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu, luau pietre să lovească în El. Știi de ce luau pietre să lovească în El? Pentru că ei știau ce înseamnă când Iisus se prezenta pe sine ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Ziceau clar: tu care ești om, te faci Dumnezeu. Suntem într-o lume romană în care fiul romanului, fiul cezarului, este cezarul. Cezarul de mâine. Când venea cezarul cu propriul lui copil, bebeluș născut în fața mulțimii, oamenii se uitau la copilul ăla și știau că ăla va fi cezarul. Fiul lui Dumnezeu, expresia Fiului Dumnezeu, o înțelegem doar în contextul în care Iisus devine Fiul prin întruparea în Fecioara Maria. Nu în sensul că în veșnicie, cândva, printr-o emanație din Tatăl s-a născut Fiul, ci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt erau de la început. E adevărat că avem dificultăți în a-i reprezenta atât pe Tatăl, cât și pe Fiul, cât și pe Duhul Sfânt. Avem dificultăți. Tatăl ni se pare că ar trebui să fie ca un fel de bătrân cu barbă, Fiul cam așa cum l-am văzut prin filmele americane, Duhul Sfânt deja avem dificultăți. O fi porumbel, o fi limbă de foc, nu știm exact cum este. Știm doar că Tatăl este Dumnezeu, știm că Fiul este Dumnezeu, știm că Duhul este Dumnezeu. Această mixtură a pluralității dumnezeirii este ceea ce ne prezintă Sfânta Scriptură. Nu ne place cuvântul Trinitate, nu e nicio problemă. Folosiți-l pe cel de dumnezeire, este același lucru. De aceea, nici nu putem coordona noi și nu putem vedea exact care este acțiunea Fiului, care este acțiunea Tatălui, care este acțiunea Duhului Sfânt în mod concret. Pentru că persoanele dumnezeirii conlucrează în ceea ce privește omul. A zis că Geneza 1:2 e Dumnezeu.
Bun, dar uite ce spune Ioan 1:3. Zice, toate lucrurile au fost făcute prin El. Adică prin cine? Prin Iisus. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dacă Iisus este creat, textul ăsta nu are rostul. Cum adică Iisus n-a fost făcut fără Iisus? Nu, Iisus nu este creat. Ci Iisus este Creatorul. Duhul Sfânt este de asemenea Creatorul. El se plimba pe deasupra apelor. Este agentul activ al lucrării creațiunii. Deci noi știm ce ni s-a descoperit. Ce nu ni s-a descoperit, nu știm. Când vom vedea față în față, vom ști așa cum este. Isaia 14:13, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază nopții. Vă rog frumos să-mi explicați și mie textul acesta, Valentina. Este textul care reliefează prin inspirație duhovnicească gândurile lui Lucifer, care voia să se înalțe ca cel prea înalt. Gândurile care l-au dus la ruină, practic. Muntele adunării Dumnezeilor poate să însemne un tronul lui Dumnezeu, a Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. El voia și el acolo acces la sfaturile lui Dumnezeu. Și în calitate de creatură nu i s-a permis să fie exact ca și Creatorul. Revolta lui a fost pe măsură. Dacă Adam a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, Eva după al cui chip a fost făcută? Eugen Manolache din Viena. Dragă Eugen, tot după chipul lui Dumnezeu a fost făcută și Eva. Zice că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Vă rog să explicați 1 Petru 3:18-21. George. În 1 Petru 3:18 se vorbește despre faptul că Iisus a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască și duhurilor din închisoare de pe vremea lui Noe. Acum, să presupunem că textul acesta ar spune că Iisus, în timpul morții, s-a dus să propovăduiască pe vremea lui Noe. Să presupunem că textul ăsta ar zice că Iisus s-a dus în iad în timpul morții și acolo ar fi toți oamenii aceia care au murit la potop. Întrebare. Se mai poate întâmpla ceva favorabil după moarte, în momentul în care în timpul vieții ai fost rău și ai lepădat pe Dumnezeu? Nu. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu se spune că după moarte mai pot fi îmbunătățite lucrurile. În pilda din Luca 16 se zice că între cei sfinți și între cei nesfinți e o prăpastie atât de mare încât cei care vrea să treacă de acolo, de aici acolo sau de acolo la noi să nu poată să treacă. Deci nu există șansă de reabilitare după moarte. Acum, dacă tot nu există șansă de reabilitare după moarte, ce rost să fie avut evangelizarea lui Iisus în iad dacă tot oamenii aceia n-aveau nici cum posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu? Să fi venit Iisus la ei să le zică, ciudă, ciudă, uite ce ați pierdut, face Dumnezeu chestii de genul ăsta. Studiind acest text în mai multe limbi de circulație internațională, inclusiv în limba greacă, am înțeles în felul următor. Același Duh Sfânt care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți a fost Duhul care s-a dus să predice și pe vremea lui Noe, când oamenii erau acolo în închisoarea păcatului, pentru că ei erau într-o închisoare a păcatului. Când Dumnezeu a zis în Geneza capitolul 6, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul, ci zilele lui vor fi de 120 de ani, exact anii în care Noe a construit corabia. Deci timp de 120 de ani, Duhul lui Dumnezeu a predicat în vremea lui Noe acelor suflete răzvrătite care erau în închisoarea păcatului. Același Duh care a predicat atunci a fost Duhul care l-a înviat și pe Domnul Iisus Hristos din morți pentru o viață nouă și pentru o viață veșnică împreună cu Dumnezeu.
Pentru că Iisus putea să învieze prin sine însuși, dar a ales să se abandoneze în mâna Tatălui și Duhul Sfânt l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Deci despre asta este vorba în textul din 1 Petru 3, 18 la 20. Altfel ne încurcăm rău de tot. Manase va fi mântuit, Gabi Burcsa. Gabi Burcsa, mare întrebare ai pus tu. Manase a fost unul dintre cei mai răi împărați din istorie. După ce a făcut toate relele, zice că la un moment dat s-a rugat și există și o carte apocrifă, rugăciunea regiului Manase, și Dumnezeu l-ar fi iertat. Dragilor, Dumnezeu poate să ierte orice păcat dacă noi îl părăsim și ne desprindem de el. Cred că poate să-l ierte și pe Manase. Dar Dumnezeu va decide exact cine va fi mântuit și cine nu va fi mântuit. De ce sunt acupunctura și yoga păcat? Ne întreabă Novacescu Adriana. Drag Adrian. Adriana. Draga Adriana, dacă studiem puțin mecanismele din spatele acestor practici, vom vedea că, acum, recunosc că la acupunctură sunt un pic mai puțin specialist decât la yoga, care m-a preocupat la un moment dat și am studiat mai mult. Să luăm yoga. Yoga este încercarea de a dezvolta Dumnezeul din tine. Și noi știm că noi nu suntem dumnezei, ci noi avem nevoie de Dumnezeu. Și aceste ritualuri orientale în care ne închinăm la sensei, la instructor care vine și ne învață, este închinarea la om. Am avut într-o seară la Știrea Cea Bună despre karateka. Și un fost karateka ne-a explicat că, într-adevăr, sunt ritualuri de închinare, clar, la om. Toate aceste filosofii care țin de descoperirea sinelui, de Dumnezeul din tine, nu pot să stea lângă creștinism. Pentru că creștinismul spune că noi suntem păcătoși și avem nevoie de Mântuitor. Acupunctura vizează anumite energii ale corpului și în modul cel mai serios am încercat să găsesc niște studii serioase în care se obțin rezultate maxime cu acupunctură. Nu prea am găsit. Poate că n-am găsit eu, dar nu prea am văzut. Pentru că noi nu credem în aceste energii care intră în corp și ies din corp și noi nu credem că punctele chakre și toată această filosofie este cea care ne conduce. Noi credem într-o mare luptă între bine și rău, care noi suntem stăpâni și de partea cui alegem să fim, decidem noi. Și nu credem că prin niște ace se pot alunga niște energii negative. În contextul acesta nu recomandăm nici yoga, nici acupunctura. Vă rog să-mi explicați, ne scrie Olga, versetul din Matei 16 și anume numărul 28. Matei 16 cu 28, cred că spune: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Ia să vedem dacă asta spune. Matei, capitolul 16, cu 28. Nu. E bine că ne-am uitat. Era 16 cu 18. 18. Ăla, okay. Cu Petru. Adevărat vă spun că unii dintre cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Acest text vorbește despre ceea ce se va întâmpla imediat. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, fratele lui, i-a dus la o parte, pe un munte înalt, el s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele, hainele s-au făcut albe ca lumina. De fapt, această arătare a lui Iisus Hristos, această schimbare la față este venirea Domnului
în toată slava sa. Și Iisus spunea, nu vor muri unii dintre cei ce stau aici până nu vor vedea lucrul acesta. Și acea schimbare la față, de fapt, este o frântură din ceea ce vor vedea sfinții la sfârșitul veacului. A fost atât de frumos încât Petru a zis să facem trei colibe să nu mai plecăm de aici. Da? Deci despre asta este vorba în Matei 16:28. Imediat dă o explicație la cine sunt cei care nu vor muri și vor vedea pe Fiul omului venind în slavă sa. Ce spune Biblia despre căsătoria dintre ea și el, în care nu au aceeași religie, cultură, studii, și ea este mai mare cu 10 ani decât el? Care este opinia dumneavoastră despre cei doi, Laur? Dragă Laur, și atunci când cei doi împărtășesc aceeași convingere religioasă, uneori lucrurile pot să ia raznă. Dacă n-au aceeași convingere religioasă, există o problemă în plus. E adevărat, sunt cupluri care se acceptă. Dar foarte rar sunt aceste cupluri care se acceptă și care o duc foarte bine. Cel mai bine este să meargă pe același drum. Dar să zicem că ar accepta. Când ea este mai mare cu 10 ani decât el, culturi diferite, lucruri diferite. Foarte multe lucruri diferite. Foarte multe lucruri diferite. Cu atât mai multe dificultăți pot să apară. Eu nu zic că este imposibil. Da? Dar cu atât mai multe dificultăți pot să apară. Și omul trebuie să fie pregătit, să știe exact în ce relație intră. Imaginează-ți că atunci când el va avea 40 de ani, ea va avea 50. Și el se va uita după fete de 25 de ani. Adică lucrurile astea trebuie văzute și asumate. Cei mai mulți consilieri nu recomandă o astfel de relație. Însă nu avem nicăieri în Biblie că ar fi un păcat dacă te căsătorești cu cineva mai mare decât tine, dacă e soția mai mare decât tine. Nu avem vreo rânduială, interdicție în felul acesta. Însă trebuie să știi că sunt foarte multe lucruri și nu e bine să pornești în viață cu gândul că, lasă-te, că nu merge, găsim alta. Nu e ok. Cine a trăit cel mai mult dintre cei scriși în Biblie? Simona Iliescu. Metusalem, 969 de ani. Tamara Gonta ne întreabă referitor la avort, despre care am discutat acum câteva ediții. Vreau să-mi răspundeți dacă zice ceva Biblia despre acești copii avortați. Ce va fi cu ei la înviere? Biblia nu zice că va fi sau nu va fi ceva la înviere, dar Biblia spune că orice femeie însărcinată are în pântece o viață. Așa spune. O viață. De fapt, porunca ochi pentru ochi și dinte pentru dinte se dă în acest context. Dacă cineva lovește o femeie însărcinată și nu se întâmplă altceva decât să nască înainte de vreme, trebuia să plătească o gloabă. Dacă moare copilul, vei da ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață, vânătaie pentru vânătaie. Conform Bibliei, ce are femeia în pântece este viață. Întrebarea care era? Numai puțin că trecusem la următoarea. Ce se va întâmpla, copiii, la înviere cu copiii avortați? Eu sunt convins că Dumnezeu va hotărâ în dreptul fiecăruia și pentru că dreptatea lui Dumnezeu va fi dovedită în fața întregului univers, Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat cu acel copil dacă ar fi trăit și ar fi luat decizii sau nu de partea lui. Și el va hotărâ în consecință. Ce știți despre lipsa celor 17 cărți din Biblie? Este un telespectator care ne-a pus două întrebări și aceasta este, ar fi prima dintre ele. Acum nu știu la ce se referă, dacă se referă la cărțile apocrife, nu știu dacă sunt chiar 17. Pe lângă cele 66 de cărți considerate canonice, atât de bisericile tradiționale cât și de bisericile protestante, mai sunt câteva cărți care sunt incluse în Bibliile, spre exemplu, ortodoxe sau în unele Biblii catolice, care au niște cărți apocrife.
istoria Macabeilor, istoria lui Bel și Balaurul, istoria Suzanei, rugăciunea regiului Manase și așa mai departe. Tobit. Aceste cărți sunt bune de citit, doar că niciodată nu au făcut parte din canonul Sfintelor Scripturii. Domnul Iisus nu citează niciodată din Apocrife, deși citează din Isaia, din Daniel, dar niciodată din Apocrife. Atunci când oamenii au hotărât care sunt oamenii, Biserica, prin Duhul Sfânt și marii învățători, au hotărât care sunt cărțile care constituie Cuvântul lui Dumnezeu și altele care nu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, au avut niște criterii de canonicitate. Spre exemplu, printre ele era ca o anumită carte să vorbească despre Mesia. Cam toate cărțile Vechiul Testament vorbesc despre Mesia. Chiar dacă cartea Esterei nu conține numele lui Dumnezeu, ea vorbește despre faptul că Dumnezeu se implică în mod activ și Mesia se va putea naște în sânul poporului Israel. Chiar dacă nu se vorbește explicit despre lucrul acesta. Un alt criteriu este cel pe care l-am amintit. Domnul Iisus din ce cărți citează? Deci, noi considerăm, la fel ca și teologii ortodoxi și catolici, că sunt doar 66 de cărți canonice ale Bibliei, 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament. Pe lângă aceste cărți, mai sunt altele incluse în Bibliile tradiționale numite necanonice sau apocrife. Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah, iată încă una, care nu s-au încadrat în criteriile de canonicitate ale celorlalte cărți și pe care noi le considerăm bune de citit, dar nu un cuvânt al lui Dumnezeu. E istorie, e legendă, cum este istoria Suzanei. Mm-hmm. Și așa mai departe. Și cea de-a doua întrebare, cine sunt descendenții triburilor dispărute? Nu știu. Nu știu la ce triburi faceți referire. Dacă vă referiți la triburi din America de Sud sau azteci, da, maiași, incași, nu știm exact. Dar unele dintre triburi au fost decimate până la ultima persoană, n-au avut descendenți. Alții, până ziua de astăzi, sunt păstrați în rezervații, spre exemplu, indienii, amerindienii, da? Mai sunt astăzi exponenți ai civilizației de altă dată, peile roșii, și într-adevăr este foarte interesant să vezi un indian în realitate. Are o piele diferită, are o uitătură diferită, are un port diferit care seamănă cu ceea ce era odată în zona respectivă. De aceea este și un teritoriu care păstrează multe dintre aceste rezervații de indieni. Chiar un stat american se numește Indiana. Unii au dat urmași și până la zilele noastre nu au pierit, dar alții au pierit. Maiașii, incașii, aztecii, se pare că au pierit. Au fost asimilați de alte părți. Au fost omorâți. Cornel, timpul nostru s-a scurs în această seară. Ți-aș mai pune o ultimă întrebare din partea Marianei Scurtu. De ce Iisus Hristos l-a iubit pe Iuda, deși era un personaj rău? Cum spuneți că că împarte în două tabere, bun și răi? De ce? Atât pe Iuda, cât și pe cei răi, Iisus îi iubește foarte mult. Pentru ca niciunul să nu aibă la ziua judecății ideea: a, păi eu aș fi ascultat de Dumnezeu, dar n-am fost iubit, domnule. N-am fost iubit de Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a iubit până la epuizare. Și când Iuda a venit să-l vândă pe Iisus, Iisus i s-a adresat cu foarte frumosul cuvânt: prietene, ce ai de făcut, fă. Până în ultima clipă l-a iubit. Ca nu cumva Iuda să zică: a, păi pe mine m-a tunat, nu m-a iubit, pe mine m-a îndepărtat. Normal că m-a revoltat și... Nu. De aceea Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, însă unii vor alege să întoarcă spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu în ziua judecății ne va arăta cât de mult s-a luptat cu fiecare suflet ca să rămână de partea lui Dumnezeu. Să rămânem de partea lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să fim printre cei care
suntem mântuiți. Amin. Îți mulțumesc, Cornel, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ați rămas alături de noi. Vă dăm întâlnire vineri seara viitoare, tot de la ora 21. Până atunci, vă dorim să aveți zile frumoase și binecuvântate. Sunt Evelina Bevis, la revedere!